Un oraș alvețian plătește 60.000 de dolari pentru oricine îi devine localnic. Autoritățile oferă suma pentru a rezolva problema scăderii populației după ce la sfârșitul lui 2018 așezarea mai avea doar 238 de locuitori. Localitatea este amenințată cu dispariția de ceva vreme. Oamenii care vor să facă o schimbare de peisaj sau să fugă de poluarea marilor orașe pot lua acum în considerare orașul Albinan din Elveția. Așezarea montană se află la o altitudine de 1300 de metri și oferă priveliști uimitoare. Autoritatea este amenințată să rămână fără populație, după ce foarte mulți localnici s-au mutat în metropolele înconjurătoare. La sfârșitul lui 2020, doar 243 de locuitori trăiau în Albinen, însă autoritățile locale speră să inverseze acest trend prin ajutorul acordat nouveniților. Motivul depopulării orașului în ultimii ani este lipsa locurilor de muncă. Asta deși se află la doar 35 de minute de condus de capitala cantonului Sion, dar și de orașul industrial Visp. Sumele acordate de autoritățile locale se ridică la 50.000 de franci elvețieni pentru o familie cu patru membri, mai exact 25.000 pentru fiecare adult și 10.000 pentru fiecare copil. Acest ajutor vine și cu condiții. Noi rezidenți trebuie să aibă sub 45 de ani, să aibă cetățenie elvețiană și să rămână locuitori în Albinen pentru o perioadă de 10 ani. În caz contrar, cei care ar părăsi așezarea înainte de împlinirea termenului ar trebui să restituie ajutorul. Primarul municipalității spune că printre calitățile orașului său sunt liniștea, priveliștile fenomenale, calitatea excelentă a aerului și orele multe de soare de pe tot parcursul anului. Da condițiilor impuse eventualilor nou veniți, Elveția se mândrește cu unul dintre cele mai bune sisteme educaționale din lume, cu o speranță de viață relativ mare și cu o rată scăzută a criminalității.